O știre de ultimă oră care vă va întrista. Actorul Mișu Fotino s-a stins în urmă cu puțin timp. Avea 83 de ani, dintre care 60 și-a petrecut pe scenă. În 2005 a suferit un atac cerebral care l-a trimis departe de ea și de publicul pe care îl iubea și care îl iubea atât de mult. De atunci a trăit bătrânețea îngrijindu-și nepoțelul. Anunțul decesului a fost făcut pe o rețea de socializare de către actrița Oana Pelea. Dumnezeu să-l odihnească!